Așteaptă un răspuns la dumneavoastră. Am o discuție acum cu conducerea partidului să vedem care sunt reacțiile în urma diferitelor lucruri care se petrec. Dar dumneavoastră sunteți dispus să vă retrageți această candidatură? Sunt probleme? Sunt probleme. S-au retras deja 2-3 primari care, mă rog, nu sunt de acord cu zona civică din care provin sau poate nu sunt de acord cu lucrurile care s-au spus. Atacurile au fost foarte puternice, cu bine știți. Nu mulți rezistă la presiune. Dar presiunile astea sunt freacuri. Aveți probleme cu dosarul la CNSA? Știu că în 2005 așa... candidații de la sectoare. Dar cum asta aveți o problemă legată de... Eu nu am nicio problemă legată de nimic. Eu nu am o problemă legată de nimic. Așa cum nu am avut așa... Lăsați-i să răspundă. Deci dacă vă amintiți, să dau două exemple așa. Am avut o problemă cu armamentul, da? 12 ani? S-a scris peste tot? Acum două zile a venit un domn istoric care a spus, stați așa, că era o notiță, că n-a verificat sursa, că nu știu ce. Că la vremea respectivă, când s-a făcut tantamul cu armamentul, dezmințirea părut mică și n-a găsit niciun istoric. Peste o săptămână, două, o lună, trei, când se va rezolva și altă chestiune, o să vedeți tot așa o notă mică. Eu sper ca de data viitoare, să puneți breaking news. Pentru că atunci când s-a dovedit că nu am nicio legătură cu chestia cu armamentul, nu prea, nu, hai, unii au fost. Acum se va dovedi că nu aveți nicio legătură. Până acum, deci până acum, trebuie să admiteți că toate lucrurile de care am fost acuzat s-au dovedit fals. O să mai apară vreo două, că stați puțin, oamenii care fac contracampanie, ei neavând ce să-mi reproșeze. N-ați văzut că nu vin cu nimic concret? Suntem într-o țară în care de 25 de ani se fură milioane, sute de milioane, miliarde. Și ei caută că eu am fost acum 20 ceva de ani la nu știu ce adunare, că nu știu ce s-a interpretat, că n-am spus bine, am pierdut o săptămână și 10 zile. Sau 10 zile aproape, tot explicând, băi, fraților, au lucruri mărunte până la urmă. Deci, în concluzie. Doamne, eu nu am ce să dovedesc că nu sunt. La fel cum nu pot să dedu... Care ce? Acum, doamna, de la OEG-ul acela? Domnul meu, nu, să mă duc sus. Astăzi trebuia să fac lucrurile astea. Trebuia să depun candidatura. Dar în loc să mă ocup de lucrurile respective... De ce s-a amânat depunerea candidatului? Lăsați-mă să mă duc sus să vedeți ce se întâmplă. Deci le spuneți că le rămâneți candidat. Doamne, eu v-am spus acum un lucru clar. Deci mie nu mi-e frică. Nu mi-e teamă. Nu am lucruri care să poată fi imputate. Sigur, poate să fie imputat, exemplu, că programul meu nu e bun. Deși până acum, pe cuvânt, nu știu dacă m-a întrebat cineva ceva legat de program. Eu, acum, aici pe hol, vă așteaptă oameni că am întârziat. Îmi cer scuze la... Cu președintele Claus Iohannis ați vorbit? Cu președintele Claus Iohannis. Cu domnul președinte? Când să vorbesc? Acum? Da. Zilele acestea. Nu am avut plăcerea și sunt convins că domnul președinte are lucruri mult mai importante de făcut acum. Și oricum nu este o situație care să fie de interes pentru instituția prezidențială, care știu foarte bine, nu se implică, nu s-a implicat și sunt convins că nu se va implica în activitatea partidului politic. Asta e cu totul altă discuție. Nu am venit să ajut, am fost rugat să vin să ajut. Aia e cu totul altă discuție. O să vedem în două ori. Deci, v-am spus, eu sunt un om corect. Era o situație dificilă și am venit să ajut. Eu mă duc acum să am o discuție, să vedem care este situația. Pentru că eu doresc, și acum doresc să ajut. Eu doresc o soluție bună, pentru că nu am venit să candidez pentru mine. Da? Eu am venit să ajut, în primul pe bucureșteni. M-am bucurat că există posibilitatea ca anumite idei care vin din zona civică din care provin pot fi susținute mai bine de un partid puternic, ceea ce ar fi fost un lucru bun. Am venit cu toată inima deschisă în această chestiune. Sigur, eu am prevăzut că vor urma foarte multe atacuri, pentru că am trecut prin asta și tot trec de 25 de ani, lucru care pe mine nu mă frisonează, nu mă emoționează. Însă, se pare că pentru unii e o încercare prea grea. Candidații independenți, oamenii din partid care, iată, se delimitează? Vă promit
Odată o să dăm o declarație categorică, cum o fi. Și vă stau la dispoziție să discutăm ce doriți. Dar aveți dubii că doamne, doamne, domnule, ce înseamnă să am dubii?